Deci spuneam de impactul puternic pe care îl are asupra elevului care ajunge la tablă. Spuneam că prin 2003 începusem o activitate interesantă. Aveam anfiteatru odată de la PTTR la dispoziție. Acolo aveam calculator, tot așa. Veneau clasele acolo, acolo făceam, erau destul de, cum să spun, nedumeriți. Ce fac eu? Ce idee mai am? Da. Ideea era aceea, să-mi rezist lecția în natura lecției, cum se desfășura în clasă. Și am descoperit o elevă care avea un scris impecabil. Așa de frumos scria, dar cum și foarte repede. Deci nu era stresată, ea așa știa să scrie, altfel nu putea să scrie decât... Da, făcând... repede și frumos. Da, repede și foarte frumos. Dar era în clasa noua de un 4 spre 5, așa, adică destul de greu să se agăța. Însă eu am trecut-o la 10-a și pentru faptul că scria foarte frumos. Și atunci mi-a venit în minte să o scot la tablă. Și tot timpul era la tablă, ea scria, nu eu, numai ea scria, pentru că atât de frumos scria, încât mă punea într-un cont de umbră pe mine și n-aș mai ieși de acolo ușor. Și atunci eu lăsam partea de scria. Și deodată s-a trezit ea că era de un 7. Și eu am fost total surprins, cum? Și i-a spus, păi, bă, profesor, stând la tablă, în bancă, zice, mai e o pauză. Mai te amintești, mai te... Da. Cu un coleg, nu știu ce, mai te hârjonești, nu știu. Dar la tablă ce să fac când dumneavoastră să vă tărâți să mă țineți numai la tablă pe mine? Și mi-era și jenă ca, eu știu, peste ani, cineva va vedea filmul respectiv și eu să nu fiu în stare să spun nimic, să stau numai la tablă așa, numai să scriu, fără să... Păi, tare. Nu se poate. Și a fost tot timpul activă și s-a trezit că s-a află în situația cele care au urcat foarte bine. Surpriză teribil de frumoasă. Da. Poftim acum. Facem un următor test. Testul cât? 3. Testul 3. Toată geometria mea, da? Da. Geometria. Amen. La exercițiu 1. Da. Se consideră punctele A de coordonate 2 și minus 2. Fie A mare de coordonate 2 și minus 2. B de minus 4 și minus 1. Minus 4 și minus 1. Și C de minus 1 și minus 3. Minus 1 și minus 3. Spune așa, determinați coordonatele punctului D. Determinați D de X și Y, da. Nu știm. Astfel încât așa. OA, vectorul OA, OA, vectorul OA, plus vectorul OB, plus OB, egal cu OC, vectorul OC, plus OD. Plus OD. Hai să reprezentăm punctele acestea, da? Să vedem cum pornim. Deci avem A de coordonate 2 și 2. 2 și minus 2. 2 și minus 2, da. 2 și minus 2. B de minus 4 și minus 1. A de 2 și minus 2. B de minus 4 și minus 1, X e minus 4, 1, 2, 3, 4, minus 4 și Y e minus 1. Da. Deci ăsta este punctul B. B de minus 4 și minus 1 și C de minus 1 și minus 3. X e minus 1 și Y este minus 3. Minus 3. C de minus 1 și minus 3. Da. Și avem să găsim pe D, nu știm, cât OA, vectorul OA. Cu cine ar fi? Care ar fi vectorul OA? De la origine până aici, da? Da.
El se scrie, cu versurile. Da. Doi i, da. Plus 2 minus 2 j. Da? Deci vine 2 i, că este în sens pozitiv, da? Da. Practic OA este egal cu OA1 plus OA2, da? Da. Deci OA1 este 2i și OA2 este minus 2j. Minus 2j. OB, vectorul OB este egal cu, unde e OB, da? Avem un minus 4i. Minus 4i, corect. Minus 1 minus, minus 1 nici minus j. Orice. 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 Egal cu... Uite, minus... nu. Minus i. Bun. Minus i. Minus 3 j. Minus 3 j. Iar o de... Nu știu. XI. Da. XI. Plus YJ. Și acum facem OA plus OB. Traducem în relația OA plus OB. Adică OA, hai să scriem OA plus OB. Este egal cu 2I. 2I minus 2J. Da. Minus 4I. Minus J. Minus J. O plus OC. Egal cu. OC plus OD. Va face egal cu. Minus I. Minus 3 J. Minus 3 J. Da? Da. Și plus I. Plus I. Y J. Plus XI, plus YJ. Și? Avem minus 2I, minus 3J. Am deci, egalitatea. Deci, din astea două, da? Minus 2, nu. Deci, 2I minus 4I face minus 2I. Și minus 3J. Egal cu I pe lângă X. Nu? Da, am putea să ducem... X minus 1 ori... Putem zice așa, X da. Minus 1 ori... A, tu vrei să duci da, în totul stângă. Da, să ducem direct și... Corect, ca să nu mai pierdem timp. Și ar fi fost cât? Și ar fi fost minus I. Deci corect este să spun minus I. Minus I. Și atât, pentru că... Minus era... 3J plus 3J. Dădea minus 3J și dacă ducem partea cealaltă cu sens schimbat... Vedea plus 3J și din coace era minus 3J cumva, da. S-au redus? Da. Adică minus 3J era amândoi pe o stânga și pe partea cealaltă. Da. Bun. Minus I plus 0 ori J. Poți zic așa, da. Minus I plus 0 ori J egal cu XI plus YJ. Și egalitatea asta pe componente înseamnă după versul X-ul egal cu minus 1 și Y egal cu 0. Deci punctul D de coordonate minus 1 și 0. Terminat problema. Asta a fost 1, da? 1, da. A, mai departe. 2. 2. Stabiliți care dintre următoarele 4 puncte avem A, B, C și D. Alte puncte, da? Da. Stabiliți care dintre următoarele 4 puncte. E vorba de punctele A de coordonate 0 și 2. 0 și 2. B de coordonate 1 și 0. C de coordonate 5 și 3. Și D de coordonate 3 și 5. 3 și 5. Stabiliți care dintre aceste puncte aparțin dreptei de ecuație x minus y plus 2 egal 0. X minus Y, y plus 2 egal cu 0. Asta e dreapta de ecuație. Cum înlocuim? Exact. Pe rând. Mai întâi să zicem A aparține
drepte idee, dacă și numai dacă avem 0 minus 0 minus 2 plus 2, e dau cu 0. Adevărat. Adevărat. B aparține drepte idee, dacă și numai dacă 1 minus 0 plus 2 egal 0, fals. Fals. C aparține drepte idee, dacă și numai dacă 5 minus 3 plus 2 egal 0, plus 2 egal 0, fals. D aparține de pe D, dacă și numai dacă, 3 minus 5 plus 2 egal 0, adevărat. Egal 0, adevărat. Și cu asta am constatat că am răspuns la întrebarea care a fost pusă. Da. Care dintre ele s-a făcut pe dreaptă? Doar două, nu? Da. Bine. Punctul 3. Problema 3. Da. Determinat M aparține lui R. Deci, de că M, număr real, nu să găsim. Da. Pentru care dreptele D1. Așa, între dreptele D1. De ecuație. MX plus paranteză rotundă M minus 2 totul pe lângă Y. Da. Minus 1 egal 0. Da. Și dreapta de 2 de ecuație 2M minus 1 totul de mulțit cu X plus MY plus 3 egal 0. Așa. Dacă aceste drepte sunt perpendiculare. Deci să găsim pe M așa încât, așa încât de 1 perpendicular pe de 2. Asta se întâmplă dacă și mai dacă? Dacă și mai dacă, pantele sunt inverse și de sensul. M de 1 egal cu minus 1 pe M de 2. Sau altfel spus, M de 1 ori M de 2. M de 1 ori M de 2 egal cu minus 1. Scoate parte de la fiecare. Organizăm Y egal cu MX plus M. Y egal cu MX plus M, nu? Așa trebuie să așezăm. Și atunci zice e minus 2, să mai bate, e minus 2 ori Y, egal cu? Egal cu minus MX plus 1. MX plus 1. De unde scoatem că? Y egal cu minus M supra M minus 2. Minus M supra M minus 2 ori X. Da. Plus 1 supra M minus 2. Nu așa? Da. 1 supra M minus 2. Și de aici se vede că M de 1 egal cu minus M supra M minus 2. Egal cu minus M supra M minus 2. Asta atunci este M de 2. M de 2 va fi M minus 2 supra M. Deci scoatem de acolo MY. Egal cu minus 2M minus 1 ori X, da? Și da. Minus 3. Unde Y va fi acesta, va fi minus din fracție 2M minus 1 pe M ori X plus, sau minus din acolo, minus 3 supra M. Da? 3 supra M. Atunci M de 2. Atunci M indice de 2 arată minus 2. Minus 2M minus 1 supra M. Asta este, nu? Da. Și le mulțim și suntem minus 1. Mulțite să facă minus 1, adică minus ori minus va face plus, M supra M minus 2 ori 2M minus 1 supra M. Da. Egal cu minus 1. M cu M se simplifică. Avem 2M minus 1 supra M. Egal cu M minus 2. 2M minus 1 egal cu minus M plus 2. E minus 1 aici. Da. Minus M plus 2. Adică 3M egal cu 3. 3. Adică M egal cu 1. Deci avem că M egal cu 1. Dacă l-am găsit pe M egal cu 1, ne ducem și folosim
De fapt, asta trebuie să dovedim. Da. Nu? Atât de altceva. Punctul 4 se consideră două puncte, A și B. A de coordonate 0 și 4. A de coordonate 0 și 4. Și B de coordonate 3 și 0. 3 și 0. Determinați coordonatele punctului C de pe dreapta de ecuație X plus Y. C aparține dreptei de care are ecuația? X plus Y egal cu 0. Pentru care area lui ABC egal cu 5. Așa încât area triunghiului ABC va fi 5. Ce nu știm? De coordonate, ce de coordonate X și Y, da? Bun. Cum procedăm? Cu ce este egal în triunghiul? Cu 1 pe 2 mă determinăm. Deci avem area triunghiului ABC egal cu 1 pe 2, parcă? Da. Din. 1 pe 2 e modul din 0, 4, 1. Determinantul 0, 4, 1. 3, 0, 1. Și X, Y, 1. X, Y, 1. Și atunci? 1 pe 2 ori. Avem 0 plus 4x. De 0, 1 pe 2 pe lângă 0. Așa este, da? Da, e modul. E modul aici, corect. Așa. Modul din 4x. Prima... Paralel 0. Da. 4x. Plus 3y. Plus 3y. Minus 12. 0 asta minus 12, da? Da. În modul, da? Da. Asta este area. Și zice că area asta e egal cu 5. Atunci, la aceeași numitorie, de parcă aș spune că... 4, modul din 4x plus 3y minus 12. Modul din 4x plus 3y minus 12 egal cu 10. Când modulul cuiva este 10. Cât să fie asta de aici? Poate să fie și 10 și minus 10. Corect. Deci de acolo rezultă că 4x plus 3y minus 12 egal cu 10 sau foarte bine 4x plus 3y minus 12 egal cu minus 10. Egal cu minus 10. Dacă aparține acele drepte, să facem intersecția. Corect. Asta și cu una pe rând, da? Asta da, de aici cu pe rând ăsta. Deci... Cazul 1 și cazul 2. Corect. Mă faci cazul 1. X plus Y egal cu 0. Și 4X plus 3Y minus 12. Nu? Duzim în partea cealaltă egal cu 22. Da? Din prima. Nu-i bine? Minus 12 plus 12, 10, 22. Deci rezultă că X egal cu minus Y. Și în rând de vedere, X spune minus Y. Și atunci apare minus 4Y cu 3Y. Minus 4Y plus 3Y egal cu 22. Adică ce înseamnă? Minus, minus Y. Y egal cu minus 22. Și atunci X-ul, care e opusul lui Y, X-ul va fi egal cu 22. Deci am primul punct, C1, de coordonate 22 și respectiv minus 22. Bine. Care în cazul 2? Cazul 2. În cazul X plus 3. Da, deci X plus Y aceeași este egal cu 0. Și 4X plus 3Y. Egal cu minus 2. Tot așa, X egal cu minus Y. Ce înseamnă însemna că minus Y egal cu minus 2. Adică Y egal cu 2. Și dacă Y egal cu 2, X-ul va fi minus 2. Egal cu minus 2. Deci, al doilea punct, C2, de coordonate. Minus 2 și 2. Minus 2 și 2.
Da. Și să vedem... Ultimul punct care are 1, 2, 3, 4, 5, 6 puncte. Vedem acum dată ce vrea și acolo. Deci, cum se spune? 5. Care zice ce? Se consideră în raport cu un reper cartezian X sau Y punctele A, A indice K, A indice K, de coordonate K și 1. Așa. B indice K, de coordonate K și 2. C indice K, de coordonate K și 3, unde K aparține mulțimii valorilor 1, 2 și 3. K aparține mulțimii valorilor 1, 2 și 3. Deci avem 9 puncte. Pentru K egal cu 1, tripletul care ar fi? Pentru K egal cu 1, am avea A de 1 de coordonate 1, 1. Da. A, B1 de coordonate 1, 2 și B2, B, C, C, C1, de coordonate 1 și 3. 1 și 3. Pentru K egal cu 2, avem A2 de coordonate 2 și 1. 2, A de coordonate A2, nu? Da, A2 de coordonate 2 și 1. Da. B2 de coordonate 2 și 2 și C2 de coordonate 2 și 3. K egal cu 3, A3 de coordonate 3 și 1, B3 de coordonate 3 și 2, C3 de coordonate 3 și 3. C3 de coordonate 3 și 3. Deci, autorul ne-a dat, ne-a indicat cele 9 puncte într-un mod mai strâns. De forma K1, K2, K3, K fiind 1, 2 și 3. Am înțeles ce eu vă spun. Nu se dea pe astea 9 puncte, mi-a dat așa. Și notăm cu M mulțimea formată din acestea, adică mulțimea punctelor. Deci notăm cu M mare, mulțimea A1, A2, A3, B1, B2, B2, B3, respectiv C1, C2, C3. Mulțumim acelor 9 puncte. Da. Și? Spunem că o mulțime P cu 2N, unde N aparține unui stelat, puncte distincte din plan, este echilibrată dacă poate fi scrisă ca reuniunea a două mulțimi R și Q disjuncte, cu n elemente și cu proprietatea că suma abscisilor, adică a ordonatelor, punctelor din R este egală cu suma, zice tot abscisilor, punctelor din Q. Hai să vedem încă o dată. Mai ușor. Deci, asta e o mulțime de 9 puncte. Da. Spune că mulțimea asta e echilibrată, dă o definiție autor acolo. Da. Dacă? Dacă poate fi scrisă ca reuniunea două mulțimi R și Q, care sunt disjuncte, care au N elemente, cu proprietatea că suma abscisilor punctelor din R este egală cu suma abscisilor punctelor din Q. Deci, cum observăm aici, e o mulțime de puncte distincte. Da. Deci, bunoară A1, A2, și A3 sunt puncte distincte. 1, 1, 2, 1, 3, 1. Da. B, 1, 2. Ei, noi putem face multe perechi de submulțimi la acestea, încât reuniunea lor să dea mulțimea mare. Da. Putem să facem așa o mulțime. A1, A2 și restul celorlalte. Da.
Putem zice am 1, 2, 3 restul... și celelalte care rămân și mai departe. Da. Deci putem face sumulțimi disjuncte. Ce înseamnă disjuncte? Am să spun așa, uite, vezi? Dacă am mulțimea mare cu elementele, să înțelegem cu elementele, 1, 2, 3, 4, 7, ei, a gândi două sumulțimi disjuncte, înseamnă două sumulțimi, două părți din mulțime, luând de elementele din așa asta, încât să n-aibă niciun element comun, iar reuniunea să dea mulțimea de la început. Deci, iată, eu pot să spun o pereche, ieri și chiu, cum erau lătate acolo, ieri și chiu? Ieri și chiu, da. Da. Bun, ieri să fie egal cu 1, 2, iar Q să fie egal cu 3, 4 și 7. Adică el intersectat cu Q egal cu mulțime vidă, iar el reunit cu Q face chiar mulțimea de la început. Da? Da. Eu pot să zic și o altă partiție. Să spun el egal cu 1, 2 și 3. B, Q să fie egal cu altă variantă. 3, 4 și 7. E drept că reuniunea lor îmi dă mulțimea mare. Da, dar intersecția nu mai este, este mulțime vidă. Deci da. Se cheamă o partiție de mulțimi disjuncte dacă intersecția este mulțime vidă, iar reuniunea îți dea mulțimea de la început. Ei, autorul spune așa. Citește încă o dată ca să fie spune o mulțime P cu 2N. Cu 2N sau 2 la N? 2N. 2N. Deci o mulțime P cu 2N elemente. Da. Punctele extincte din plan este echilibrată. Mulțimea P este echilibrată dacă poate fi scrisă ca reuniunea a două mulțimi R și Q disjuncte cu câte N elemente care au proprietatea că suma abscisilor punctelor din R este egală cu suma abscisilor punctelor din Q. Da, dar aici noi nu avem un număr format din 2 N elemente. Nu e un număr par. Da. Că sunt 3, 3, 3. Deci în total sunt 9. Îi citești odată, poate nu suntem la înteți. Iau de la început. Se dă AK, BK și CK, să zic. Se consideră în raport cu un reper cartezian XY de punctele AK de coordonate K și 1, B indice K de coordonate K și 2, C indice K de coordonate K și 3, cu K aparținând mulțimii valorilor 1, 2 și 3. Notăm că cu M, mulțimea formată din acestea. Bun. Spunem... Mulțimea formată din acestea, da? Da. Adică A1, A2, A3, B1, B2, B3 și C1, C3, C3. Noi am și văzut din UK valori, care sunt cele 9 puncte din plan. Bun. Spunem că o mulțime P cu 2 ori N. O mulțime P la întâmplare, formată cu din puncte, cu 2 ori N. Nu e cazul la noi. Da. Că la noi sunt 2N plus 1. Sau 2, da? E un număr impar. Dar poate doar mult, cum zic, poate mulțimea aia se ia mai puține. Bun. În general, el dă definiția a ceea ce înseamnă mulțime echilibrată, da? O mulțime care are 2N elemente, se spune că este echilibrată, continuă. Este echilibrată dacă poate fi scrisă ca reuniunea a două mulțimi R și Q disjuncte cu câte N elemente și cu proprietatea că suma abscisilor punctelor din R este egală cu suma abscisilor punctelor din Q. Bun. Asta ne-a dat definiție. Mai departe ce spune? Calculați suma abscisilor punctelor din M. B. Calculați suma ordonatelor punctelor din M. C. Arătați că orice mulțime formată din două puncte distincte din plan nu este echilibrată. Mm-hmm. D. Determinați o mulțime echilibrată formată din patru puncte distincte în plan.
E. Demonstrați că mulțimea M fără B2 este echilibrată. Și F. Arătați că pentru orice punct X aparține lui M fără B2, mulțimea M fără X nu este echilibrată. Da. O luăm mai ușor. Deci autorul ne-a dat întâi definiția ce înseamnă mulțime echilibrată. O mulțime formată din niște puncte din plan. Se zice că este echilibrată dacă putem rupe mulțimea în două. Da. O parte din punctele, jumătate din puncte să le punem într-o mulțime și jumătate din cealaltă mulțime. Dar atenție, ce trebuie să se întâmple cu, cu abscisele din prima și din a doua? Suma abscisilor să fie egală cu suma abscisilor din cealaltă. Nu așa? Da. Suma x-ilor din prima să fie egală cu suma x-ilor din cealaltă. Sunt mulțime. Da. Deci dacă ar fi aici, la un moment dat, fără B2, parcă zice, nu? Da. Fără B2. Fără B2 sunt în număr de câte? 8. Sunt de 8. Putem vorbi de... Avem șansă să punem problema echilibrării. Adică putem surprinde 4 într-o parte, 4 într-o parte, dar nu le luăm la întâmplare, decât da, având în vedere ca suma x-ilor de la una să fie egal cu suma x-ilor de la cea de-a doua. Da. Asta spune autorul. Bun. Prima problemă care ne întreabă, prima... Calculați suma abscisilor punctelor din M. Suma abscisilor punctelor din M, adică ce înseamnă suma abscisilor? Suma x-ilor, nu? Da. Adică ar veni 1 plus 2 plus 3, pe urmă 1 plus 2 plus 3, și 1 plus 2 plus 3. 12 plus 6, 18. Deci 1 plus 2 plus 3 face 6, 6, 6, 18. 18. Suma abscisilor punctelor din M. Atât da. Spune, da? Apoi suma ordonatelor. Suma ordonatelor. Adică la Y să avem 1 plus 1 plus 1, nu? Da. 2 plus 2 plus 2, adică de 3 ori, de 3 ori 1, de 3 ori 2 și de 3 ori 3. De 3 ori 3 face 9, de 3 ori 2 6 și de 3 ori 1, 3. 99 tot 18. Da. Da? Deci, hai să spunem și noi. Suma abscisilor am însemna 1 plus 2 plus 3 de la da. Da? 1 plus 2 plus 3 de la 1 de la AK care are 1, 2 pe locuișor, 1, 2 și 3. De la B, nu știu că face cât aici, face 6. De la B, K. Tot 1 plus 10. 1 plus 2 plus 3, tot 6. De la C, K. 1 plus 2 plus 3, tot 6. Suma totală 18. Suma și S. A ordonatelor. De la AK. AK. Adică ne uităm la Y. 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 egal cu 3. De la BK. Cât ar face? 2 plus 2 plus 2, plus 2, 2, plus 2. 6. De la CK. 3 plus 3 plus 3 egal cu 9. 9. Tot 18. Tot 18. Da. Suma și să suma ordonată. Apoi punctul C. Arătați că orice mulțime formată din două puncte distincte din plan nu este echilibrată. Să arătăm că orice mulțime formată din două puncte distincte din plan. Deci e punctul M1 de coordonate X1, Y1 și M2 de coordonate X2, Y2 și dacă considerăm funcțiunea M egală cu M1 și M2, nu? Adică da. Formată din cele două puncte, da? Da. Cum e M1 diferit de M2, e mult diferit de 2, dacă și numai dacă
când... Nu neapărat. Să fie ori X și diferiți, ori Y și diferiți. Da. Că sunt egal. Când ar fi M1 egal cu M2? M1 ar fi identic cu M2, dacă și numai dacă X și sunt egali, X1 egal cu X2 și Y1 egal cu Y2. Da? M1 da. Este identic cu M2 dacă au X și aceeași Y. Da. M1 ar fi diferit, negația acum. M1 diferit de M2. M1 e diferit de M2. Dacă și numai dacă, e asta negată. Ei, conectorul și negat se transformă în sau. Da? Da. Deci, X1 diferit de X2 sau Y1 diferit de Y2. Nu trebuie să le ai pe amândoi diferiți. Da. Deci, unul din ei să fie diferit. Fie X1 diferit de X2, fie Y1 diferit de Y2. Și ca să facem o partiție, când e formată din 2 n elemente, nu? Da. Din 2 n elemente, trebuie ca să împărțim în două, o parte să luăm într-o mulțime și alta într-o altă mulțime. P și Q, parte. Sau R și Q. R și Q sau R și Q? Da, R și Q. Deci, fiind mai două puncte, într-o mulțime să luăm pe unul din și pe cealaltă, cealaltă mulțime. Da. Deci, ar trebui să luăm în R, să luăm pe cine? Pe M1 bunoară. Da. Și în Q, să luăm pe M2. Când spunem că am făcut o, o partiție echilibrată, dacă suma X-ilor de la 1. Suma X-ilor. Parcă jos, nu? Suma. Da. Suma abscisele punctelor din R este egală cu suma abscisele punctelor din Q. De data asta, X-ul, suma abscisele de la M1 este X1. Da. Nu mai am ce mai adunat, că nu mai am al doilea. X-ul trebuie să fie egal cu... Deci, M echilibrată, M echilibrată, dacă și numai dacă, X1 egal cu X2. Dar noi ce am spus? Că M1 e diferit de M2. Da. Dacă M1 e diferit de M2, măcar una din situații trebuie să întâmple. Fie X1 e diferit de X2, fie Y1 e diferit de Y2. Și trebuie să luăm pe Y1 diferit. Noi putem lua Y1 diferit de Y2 și să aibă același X, da? Și atunci dacă luăm X1 egal cu X2, este exact ce ar fi aici, nu? Da. X1 egal cu X2, același X, înseamnă că e vorba de... Hai să vedem cum ar arăta în plan. Am același X. Să spunem, ăsta ar fi X-ul. Și aici am M1 de X1 și Y1 și cealaltă de același X1 și Y2. Ele sunt două puncte distincte. Unul se vede într-o parte și altul într-o parte. Au același X. Da, au Y. Dar ce sunt diferiți. Deci le face să fie distincte. Și ce spune acolo, să arătăm că orice mulțime formată din două puncte distincte în plan nu este echilibrată. Nu prea pot să spun asta. Că am luat două puncte distincte din plan, da, care au același X. Și atunci, după definiție, poate fi. Este, în momentul de față, echilibrată, că era vorba de suma X-ilor. Da. Dar suma X-ilor fiind un singur punct este acel X, X1, și suma din partea cealaltă, același X. Deci este echilibrată. Pot să gândesc așa ceva când iau două puncte distincte care au același X cu Y diferiți.
mai citim o dată. Nu-mi place aici că definiția autorului intră acum în contradicție cu situația care o cere la punctul ăsta. O mulțime M de puncte din plan, formată din 2 N puncte, da. În cazul nostru nu e egal cu 1 și 2 puncte distincte, da. Da? Este echilibrată, dacă poate fi scrisă care uniune a două mulțimi R și Q disjuncte. Păi, iată că am scris-o. Da. Da? Cu câte N elemente și cu proprietatea că suma abscisele punctelor din R este egală cu suma abscisele punctelor din Q. Da. Și noi am reușit să scriem. Suma abscisilor din R e un singur punct X de X1, a abscisilor din Q este X1. Deci sunt egale, înseamnă că am făcut o partiție R și Q. Îți disjuncte, că nu da. Sunt aceleași, și reuniunea lor dau mulțimea la început. Deci e o slăbiciune a lui. Aici nu putem să fim de acord. Punctul care a fost aici? Ce? Avem punctul D. Determinați o mulțime echilibrată formată din 4 puncte distincte din plan. Determinați o mulțime echilibrată formată din 4 puncte distincte din plan. 4 puncte distincte din plan. Deci, suma x-ilor, x1 plus x2, să fac cât suma x-ilor din partea cealaltă, nu? Că dacă sunt 4 puncte, 2 luăm într-o parte, 2 într-o parte, și trebuie să facă suma aceeași. Păi, putem lua astfel de situații, da? Deci, să spunem că avem mulțimea e mare, egală cu A1, o să vedeți, A2, A3 și A4, astfel încât să avem A1 de X1, Y1, A2 de X2, Y2, A3 de X3, Y3 și A4 de X4 și Y4. Și să zicem că pe primele două le luăm în mulțimea R și pe următoarele în Q, să zice acolo, da? Da. Și acum, sunt patru elemente. Ce trebuie să fie, ca să fie treaba corectă? X1 plus X2. Nu? X1 plus X2 egal cu X3 plus X4. Da. Suma x-ilor din la prima fie egal cu suma x-ilor din la a doua. Păi putem să ne gândim până oară să-ți dea, ce două numere îți dea același lucru. Și din face același lucru. Să zicem 5. Păi 5 îl poți forma din minus 1 plus 6 egal cu 3 plus 2. Da? Și ar fi A de coordonate minus 1 și un Y1 care vreau să-l pun eu, că eu trebuie să controlez numai după după X, nu? Am unul de minus 1 și 4. A2 de 6 și minus 7. A3 de 3 și 3 și 10. Și A4 de 2 și minus 5. Acestea pot forma o partiție a lui M. Prinzând pe, în prima mulțime pe primele două puncte, în el pe primele două puncte, pe Q pe celelalte două, pentru că au calitatea că suma abscisilor de la prima e egal cu suma abscisilor de la a doua. Da. Dar nu e o pierdere de timp aici. Nu văd ceva deosebit de interesant.
ce ar mai fi? Demonstrați că mulțimea M minus B2 este echilibrată. El minus B2, deci trebuie B2. Și atunci sunt un număr de 8. Da. Da? Și putem probabil găsi A1 plus A2 plus A3, X. Dar să vedem care sunt acele care vor fi luate în IR și care vor fi în Q. Cât crede, da. Așa, cereal acolo, pace și asta. Deci avem mulțimea formată din A1, ce perecheare A1? A1 și 1. Deci, A1 de 1 și 1. Le punem concret, da? A2 de 2 și 1. 2 și 1. A3 de 3 și 1. 3 și 1. B1 de 1 și 2. 1 și 2. B2 nu luăm. B3. 3 și 2. 3 și 2. C1 de 1 și 3. C1 de 1 și 3. C2 de 2 și 3. C2 de 2 și 3. C3 de 3 și 3. C3 de 3 și 3. 3. 3. Ce putem observa? Acum să vedem pe care îl luăm în IR, în IR și în IR egal cu cine și Q egal cu cine, încât să urmărim abscisele. Adică dacă mi-am luat pe primul 1 și cu 2 și cu 3 și cu 1 fac cât celelalte. Adică 1 și cu 2, 3 și cu 3, 6 și cu 1, 7. Din coace 3 și cu 1, 4 și cu 2, 6 și cu 3? 9. 9. Nu-i bine, nu? Nu. Deci aici abscisele sunt cam mici. Adică 3-3, uite, se echilibrează 3-3. Deci, unul să stea într-o parte și cel cu două linii pune în partea a doua. Da. 2-3. Am undeva 2-3? Am 2-1. 2-1. Deci aici cu două linii și aici cu o linie. Apoi... 1, 3. Am. A1... 1, 3 și 1, 2 ar fi aici, nu? Da. Am echilibrat. Păi nu e echilibrat. Și aici îți demonstrăm că este echilibrat. Da, e o problemă. Deci încă o dată. Noi ne ducem numai după aici, da? Da. 3 cu 3 s-ar echilibra. 2 cu 2. Cu 2. 1 cu 1. 1 cu 1 de aici. Da, și-ar rămâne 3 cu 1. Și-ar rămâne 3 cu 1. Nu poate să fie echilibrat. Da, deci... Nu se poate suma x-ilor egal cu suma... Hai să mai vedem alte echilibrare. Unii rămâne dezechilibrat în ce parte? Una rămâne cu... B3 ăsta. O spun rămâne cu două puncte la diferență. Pentru că are 3 și 1 rămân. Deci 3 și 3, da? Da. Echilibrat aici. 2. Și 2. Cu 2 ăsta. Apoi 1 cu 1. 1 cu 1, dacă ar fi aici, nu? Da. Și rămâne 3 cu 1. Și rămâne 3 cu 1. Hai, bun. Să fie echilibrat. Că noi trebuie să luăm 4 și 4. Da. Dacă luăm 4 și 4, nu avem cum să echilibrăm. Nu putem să luăm 5 într-o mulțime și 3 în alta. Da. Ci un număr egal de puncte. Într-o parte și alta. Și nu putem echilibra. Și dacă nu urmărim echilibrarea punct cu punct, x cu x, nu reușim să le asociem altfel. Atunci ce ar însemna? Să luăm pe cei cu 1, 1, 1 în prima mulțime, adică 1,
1 și 1 de aici, am luat 3 și ei un 2 pe urmă. Și celălalt au mult mai mult. Da. Deci nu se poate face echilibrarea așa. Trebuie să luăm punct cu punct ca să avem șansă să putem vorbi de echilibrare. Da, deci nu, nu văd. Mai departe ce spune? Atât. Atât. Da. Nu mi-a plăcut. S-au dus 50 minute. S-au dus 50 minute. Ce să mai facem? Nu mai... Da, eu mai am unul gen ce-am făcut aseară, adică tot așa. Hai să le faci singure și dacă ceva nu ți este clar. Da? Deci le treci în revistă și dacă le faci pe toate testele acelea, câte sunt mai sunt acolo? Nu, dar au fost astea 3. Și mai sunt, înainte de astea, sunt teste de evaluare unitară. Testul pentru nota 5-6, pentru 7-8 și pentru 9-10. Le facem pe toate. Tot la geometrie, da? Da. Le facem pe toate. Și dacă din ele ai ceva care nu ți merge, atunci stai de vorba. Nu? Ca să fie eficient discuția noastră. Că noi ne gândim numai la faptul că între noi doi se consumă un timp, ci și la ceea ce înseamnă înregistrarea. Ca să fie ora interesantă, așa de toată ziua, dar cu geometrie analitică acolo. Da. Bine, ne oprim aici. La revedere!